rog să deschideți împreună cu mine la Psalmul 119, de unde vom medita în această seară și ne vom lăsa îndemnați de cuvântul Domnului, așa cum știți. Am avut o privire de ansamblu asupra Psalmului 119 și intenționăm în perioada care vine pentru timpul nostru devoțional, pentru timpul nostru din cuvânt, duminică seara, să parcurgem acest psalm în călătoria noastră mai lungă prin cartea psalmilor. În această seară ne vom uita la primele 8 versete din acest psalm. Rețineți că psalmul este împărțit în 22 de secțiuni, câte 8 versete și fiecare corespunde cu o literă din alfabetul iudaic. Și în această seară vrem să privim la primele 8 versete ca și îndrumare pentru sufletele și inima noastră. Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care îl caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelegiuire și umblă în căile Lui. Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. O, de ar ținti căile mele la păzirea orândurilor tale, atunci nu voi roși de rușine la vederea tuturor poruncilor tale. Te voi lăuda cu inima neprihănită când voi învăța legile dreptății tale. Vreau să păzesc orânduierile tale, nu mă părăsi de tot. Psalmistul ne prezintă o imagine asupra legii lui Dumnezeu, introductiv în acest psalm. Ne prezintă diferite aspecte despre legea lui Dumnezeu. Ne prezintă în primul rând care este standardul legii sau cerința legii. Apoi ne exemplifică păzirea legii, cum arată această trăire după lege. Și în cele din urmă ne arată care sunt efectele ascultării și prin deducție putem ca să ne dăm seama care ar fi efectele neascultării legii lui Dumnezeu. Iar în cele din urmă, în concluzia acestei strofe, în versetul 8, vom vedea care este cerința omului care vrea să asculte de legea lui Dumnezeu, dar totuși se află într-o incapacitate, se află într-o imposibilitate de a face lucrul acesta după standardul cerut de Dumnezeu. Da? Care este standardul legii? Psalmistul îl descrie foarte succint, încât să fie ușor pentru noi să înțelegem, spunând: tu, adică Dumnezeu, ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. Se spune care este autorul legii, Dumnezeu este cel care a dat poruncile, sunt ale lui, și ni se spune care este cerința sau standardul la care legea se impune. Ni se spune că au fost date ca să fie păzite cu sfințenie. Nu sunt recomandări, nu sunt elective, nu sunt porunci care pot fi împlinite parțiale, ci trebuie împlinite cu sfințenie. În primul rând, trebuie să vedem că legea, ne spune psalmistul, trebuie păzită. Legea este ceva care trebuie cunoscut, dar legea este ceva care trebuie păzit. A păzi ceva implică a avea un anumit scop. A-ți pune în gând ca să aperi, să păzești, să înfăptuiești un anumit lucru. Da? Dacă noi ne păzim familiile, în primul rând avem acest scop, această înclinație de a ne păzi, de a ocroti familiile. În primul rând trebuie să avem scopul de a păzi legea ca și motivația noastră. În al doilea rând implică o activitate. A spune că ai un anumit țel, un anumit scop, o anumită dispoziție, dar nu a face absolut nimică, trădează că de fapt nu ai acel scop, nu ai acea motivație. Nu există acea pornire lăuntrică, pentru că este pornirea lăuntrică cea care ne motivează
să depunem un efort, să facem ceva. Dar ne spune psalmistul că această lege trebuie păzită nu în orice fel, ci cu sfințenie, printr-o dedicare absolută la standardul ei. Sfințenia are două înțelesuri, cel puțin două înțelesuri în Sfintele Scripturi. Pe de o parte, sfințenia ne vorbește și despre desăvârșire. Trebuie să înțelegem de aici că psalmistul vrea ca noi să înțelegem că legea trebuie păzită cu desăvârșire. Absolut tot ceea ce a poruncit Dumnezeu trebuie împlinit, trebuie păzit în mod perfect. Deci ea și vorbește despre cei care sunt fără prihană în calea lor. Acestea sunt cei care este ferice de ei. Dar umblați cum se vorbește despre acești oameni. La un moment dat, dacă citești cu atenție, spui întrebarea unde există un asemenea om. Cei care umblă întotdeauna după legea lui Dumnezeu. Cei care păzesc poruncile și îl caută din toată inima lor. Mergem cu gândul la Domnul Iisus, care ne-a explicat că ceea ce cere Dumnezeu de la noi este ca să-L iubim, să-L căutăm cu toată inima noastră. Cine îl caută cu toată inima? Cel care nu săvârșește nicio nelegiuire. Cine este omul acesta care nu săvârșește nicio nelegiuire? Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie, cu desăvârșire. Tot ceea ce Dumnezeu a lăsat pe paginile Sfintei Scripturi, tot ceea ce El a descoperit pentru noi să împlinim, trebuie împlinit în mod perfect. Al doilea fel de a vorbi despre sfințenie în Biblie este în sensul de dedicare sau de consacrare. Da? Lucrul acesta putem să-l înțelegem foarte bine în seara aceasta când sărbătorim Cina Domnului, pentru că în acest sens putem spune că elementele cinei sunt sfințite, sunt sfinte. De ce? Pentru că sunt consacrate, sunt puse deoparte pentru un scop duhovnicesc. În cele din urmă, ele sunt doar vin sau roada viței și pâine. Dar sunt mai mult decât atât prin faptul că au fost consacrate, puse deoparte pentru ceva. Acum au un scop și o semnificație anume. Și de asemenea trebuie să înțelegem că noi trebuie cu sfințenie, cu dedicare, cu consacrare să căutăm împlinirea legii lui Dumnezeu. Trebuie să ne comutăm și să înțelegem că nu mai suntem dedicați lumii, nu mai suntem consacrați pentru lumea aceasta, nu mai aparținem ei, acum avem o altă dedicare, o altă consacrare, un alt scop. Am fost luați din lume și puși deoparte pentru altceva. Ce este acel altceva? Pentru Dumnezeu. Și scopul nostru este să-L slujim pe Cel care ne-a consacrat. Da? Este să slujim pe Dumnezeu. Scopul este ca să ascultăm de Dumnezeu, ca să ne închinăm lui Dumnezeu, ca să fim în ascultare de legile Lui, prin deplină ascultare, printr-o ascultare desăvârșită, printr-o ascultare plină de dedicare și de consacrare. Lucrul acesta trebuie să se întipărească în mințile noastre și să înțelegem. Trebuie ca să căutăm să împlinim legea în mod desăvârșit și trebuie să înțelegem că trebuie să ne consacrăm să facem lucrul acesta, să înțelegem că este chemarea vieții noastre, să ne dedicăm la lucrul acesta. Orice om care vrea ca să realizeze ceva, care vrea ca să atingă un standard, să dedică la acel lucru. Da? Un sportiv să dedică pentru a lua o medalie sau a lua un trofeu. Cum face lucrul acesta? În primul rând, luând o decizie. Spunând că acea competiție, că acea deprindere este mai important decât alte lucruri pentru el. Și apoi, acea consacrare se vede prin ceea ce face în mod practic. El nu merge în oraș la plimbare, el merge la antrenament. El nu merge la distracție, da? El merge la antrenament. Să poartă aspru cu el însuși, cu trupul lui. De ce? Pentru că înțelege că el s-a consacrat, este dedicat pentru un alt scop. Are o țintă spre care se îndreaptă. De asemenea, și noi trebuie să înțelegem că legea lui Dumnezeu cere un standard perfect, cere să fie păzită în mod perfect și deși noi nu suntem în stare în mod desăvârșit să o păzim, trebuie
trebuie să avem o dedicare totală. Trebuie să țintim înspre desăvârșire. Trebuie să ne dorim lucrul acesta și să ne consacrăm viețile pentru a atinge acest standard al lui Dumnezeu. Păi psalmistul nu doar că ne spune care este standardul cerut de lege, care sunt cerințele legii, dar ne exemplifică această păzire a legii și ne arată diverse feluri în care legea trebuie păzită. Da? Ne arată diferite fațade sau valențe a păzirii legii. În primul rând, psalmistul ne spune că a păzi legea înseamnă a umbla întotdeauna după legea lui Dumnezeu. Haideți să facem o deconstrucție acestei fraze și să înțelegem ce spune psalmistul. Ce înseamnă a umbla? A te plimba? Nu. Înseamnă a avea un mod de a viețui, un mod de a trăi. Da? A umbla înseamnă a trăi într-un anumit fel. Ce înseamnă întotdeauna trebuie să trăim în acest anumit fel? Păi înseamnă constant. Nu înseamnă miercuri și duminică și în rest trăim cum vrem noi. Nu înseamnă jumătate din timp. Înseamnă constant. Trebuie ca să fie o umblare, da? O trăire constantă. Constantă. Ce înseamnă după? După înseamnă, este foarte ușor de înțeles, în conformitate cu. Da? După un anumit standard. Sau ar putea ca să ne ducă cu gândul în căutare de. Noi umblăm în conformitate cu standardul lui Dumnezeu și în același timp în căutare de a atinge acel standard, sau mai bine spus, în căutare de a ajunge în comuniune cu Dumnezeu, fiind plăcuți lui. Și standardul este legea lui Dumnezeu. Ca atare, noi trebuie să trăim, noi trebuie să viețuim în mod constant, în conformitate cu și în căutare a legii lui Dumnezeu. Asta este ceea ce înseamnă să păzim legea lui Dumnezeu. În al doilea rând, se spune că a păzi legea lui Dumnezeu este exact lucrul acesta. Să păzească poruncile lui. Și deja am văzut că a păzi implică mai mult decât doar a avea o dispoziție, ci a lua acțiuni practice. În al treilea rând, ni se spune că acela care păzește legea lui Dumnezeu este cel care îl caută pe Dumnezeu din toată inima. Observați care este acțiunea depusă de omul care păzește legea lui Dumnezeu. El caută pe Domnul. Observați calitatea acestei acțiuni. Nu este suficient să fie orice fel de căutare, nu este suficient să fie o căutare superficială sau formală, exterioară doar, religioasă doar, ci trebuie ca să fie una calitativă care este din toată inima lor. Trebuie să-L căutăm pe Domnul și trebuie ca să o facem din toată inima noastră. Apoi observați felul în care se vorbește despre această căutare. Nu ni se spune că cei care păzesc legea lui Dumnezeu sunt cei care L-au căutat pe Domnul în trecut, da? Ca și o acțiune încheiată, ci cei care îl caută în prezent, în mod continuu. Este o acțiune cu o anumită calitate a inimii care se depune în mod continuu. Inima noastră, în mod continuu și în totalitate, în mod desăvârșit, total consacrată, trebuie să caute pe Domnul. Dacă îl cauți doar o parte din timp, nu poți spune că îl cauți cu toată inima ta, pentru că inima ta este preocupată cu alte lucruri și alte căutări în restul vremii când cauți alte lucruri. Dacă îl cauți tot timpul, dar îl cauți doar cu o parte din inima ta, nu este consacrată, dedicată, de asemenea nu poți spune că îl cauți în mod adevărat. Această acțiune a omului care păzește legea lui Dumnezeu este o căutare dintr-o inimă sinceră, din inima deplină, în mod continuu. Este un fel de a trăi în căutare de Dumnezeu, prin tot ceea ce facem. Și lucrul acesta nu este în conflict cu a trăi viața noastră de zi cu zi. Biblia ne arată că aceste lucruri sunt compatibile, că Dumnezeu ne cheamă ca noi să ne trăim viața noastră la care am fost chemați, în vocația noastră, în familiile noastre, în societatea în care ne-a pus Dumnezeu. Și în același timp să o trăim în așa fel încât și acele lucruri sunt conduite spre căutarea lui Dumnezeu. Familia ta trebuie ca să fie un mediu în care îl cauți pe Dumnezeu. Biserica trebuie să fie un asemenea mediu. Orașul tău,
serviciul tău este un context în care tu trebuie să-L cauți pe Dumnezeu. Pentru un creștin, serviciul lui are mai mult de a face cu Dumnezeu decât cu șeful lui. Pentru un creștin, orașul lui are mai mult de a face cu căutarea lui de Dumnezeu, cu arătarea lui Dumnezeu prin viața lui decât cu primarul și cu Consiliul Județean și alte lucruri. Deși s-ar putea să fie implicat în viața cetății chiar în așa fel. Pentru un creștin, familia este mai mult despre căutarea lui Dumnezeu decât doar despre familia propriu-zis. Creșterea copiilor are un alt scop și o altă valență. Căsătoria, ne arată Scriptura, că are un alt scop și o altă profunzime. Tot ceea ce facem, tot ceea ce suntem în toate contextele, trebuie ca să fie o căutare deplină, constantă, dintr-o inimă consacrată pentru Dumnezeu. 4. Îmi se spune că a păzi legea lui Dumnezeu înseamnă a ținti căile tale la păzirea legii lui Dumnezeu. Păzirea legii, altfel spus, trebuie să fie ținta vieții mele. Țelul, scopul. Fiecare dintre noi avem anumite scopuri în viață. Fiecare dintre noi avem o țintă, da? Și căile noastre merg înspre acea țintă. Poate avem o țintă financiară. Suntem la un anumit nivel și nu este neapărat păcătos ca să zici, prin munca care o depun, aș putea să câștig mai mult. Nu este neapărat păcătos lucrul acesta. Dar cu siguranță fiecare dintre noi avem poate o țintă financiară. Te gândești, dacă sunt un muncitor foarte loial și foarte bun, s-ar putea ca să ajung la un anumit salar. Sau dacă ești un antreprenor, te gândești că dacă ești un antreprenor foarte înțelept, s-ar putea ca să ajungi la un anumit câștig. Fiecare dintre noi poate că avem ținte vis-a-vis de sănătatea noastră. Poate sunt anumite lacune în sănătatea noastră și ne dedicăm și avem o țintă de a le rezolva. Mergem la medic, poate urmărim o dietă, poate urmărim un program de sport. Fiecare dintre noi poate avem ținte despre plăcerile noastre. Ne dorim o anumită vacanță sau o anumită experiență sau o anumită excursie. Din nou, în sine nu sunt neapărat lucruri rele. Și căile noastre țintesc spre realizarea acestor lucruri. Psalmistul ne spune că cel care păzește cu sfințenie legea lui Dumnezeu, își țintește căile lui spre păzirea legii lui Dumnezeu. Păzirea legii lui Dumnezeu este mai importantă decât vacanța, mai importantă decât a fi promovat la servici, mai important decât o mărire de salar, mai important decât orice altceva. Este scopul umbrelă, dacă vrem să spunem așa, ținta umbrelă care focalizează toate celelalte lucruri. Le direcționează într-un fel anume și anume spre împlinirea legii lui Dumnezeu și spre căutarea lui Dumnezeu. Păzirea legii, împlinirea poruncii lui Dumnezeu trebuie să fie ținta vieții mele. 5. Și ultima. Psalmistul ne spune că cei care păzesc legea lui Dumnezeu cu sfințenie vor lăuda cu inima neprihănită atunci când învață legile dreptății lui Dumnezeu. Ascultarea de legea lui Dumnezeu, ne spune psalmistul, necesită învățarea legii lui Dumnezeu. Necesită lucrul acesta, este inevitabil lucrul acesta. Acum, întrebarea este, nu cunoaște psalmistul legile lui Dumnezeu? Evident că cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, da? Nimeni nu scrie 176 de versete despre importanța cuvântului Dumnezeu care este ignorant despre cuvântul lui Dumnezeu. Să fie foarte clar. La ce se referă atunci psalmistul când spune că legea lui Dumnezeu trebuie învățată? Păi se referă la ambele aspecte. Se referă la a învăța cuvântul în sensul de a-l cunoaște, dar nu doar atât, pentru că învățarea adevărată necesită și împlinirea. Atunci știi că ai învățat o lecție când o și împlinești, da? Noi de multe ori spunem despre evenimentele din trecutul nostru, din viața noastră, gata, mi-am învățat lecția. Dar dacă cineva obiectiv din afară s-ar uita la viața ta, ar vedea că faci aceleași greșeli și aceleași lucruri care le-ai făcut în trecut și ar spune, nu ți-ai învățat lecția.
Ai citit-o, dar n-ai învățat-o. O știi repetat, dacă ești scos la tablă, poți spune, da, nu fă aia, nu fă aia, sau fă aia și fă aialaltă. Dar n-ai învățat lecția, pentru că atunci ai învățat lecția când și împlinești acele lucruri. Da? Dacă întrebați-o fratele Cristi, vă va explica că atunci ai învățat o anumită manevră sportivă, când pur și simplu devine o deprindere motrică. Când ți se spune să faci un lucru, nu mai te gândești oare care e teoria, cum să fac pasul ăsta, cum să fac. Pur și simplu l-ai executat. Trupul tău este așa de deprins să facă lucrurile acelea, încât automat împlinești, execuți. Asta înseamnă și învățarea legii lui Dumnezeu, a învăța conținutul legii în așa fel, a-l întipări în mințile noastre și în inimile noastre, încât este o deprindere a noastră, în așa fel încât inima noastră, sufletul nostru, trupul nostru, nu poate decât să trăiască în concordanță cu legea lui Dumnezeu. Cât timp știm că legea spune una și noi facem alta, n-am învățat. N-am învățat legea. De aceea, misiunea bisericii, care de altfel este o misiune interminabilă până la venirea Domnului Iisus Hristos, este exact aceasta, să mergem să vestim Evanghelia și apoi ce să facem? Să învățăm pe oameni să păzească tot ceea ce Hristos ne-a învățat, tot ceea ce Hristos ne-a poruncit. Și aceea misiunea aceasta niciodată nu se va termina. Chiar dacă am memorat întreaga Scriptură, pe de rost, n-am putea spune că am terminat de învățat din Cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că încă n-am împlinit și nu suntem împlinitori de plin a Cuvântului lui Dumnezeu. Să nu mai spunem că a memora nu înseamnă neapărat a învăța. Da? Sunt foarte mulți oameni care sunt foarte impresionați când văd pe unii că pot recita cărți întregi din Scriptură și apoi le pui cele mai elementare întrebări teologice din Scriptură și ei nu înțeleg nimic. La un moment dat poți ca să înveți și pe un animal ca să recite. Da? Poți să-l pui pe un papagal și la un moment dat să recită Efeseni 1. Nu înseamnă că el înțelege ce se întâmplă în Efeseni 1. Da? A învăța este mai mult decât a memora. A învăța este mai mult decât a înțelege doar la nivel intelectual. A învăța este în așa fel încât inimile noastre sunt afectate și noi împlinim ceea ce am învățat. Cineva zicea că drumul cel mai lung este cel de la ureche la inimă. Și foarte multe lucruri se pierd pe acel drum. Da? De altfel, și drumul numai de la ureche la minte este foarte lung, pentru că dacă după ce am terminat de predicat sau de a vă îndemna în această seară, mai rețineți 20%, sunteți în top din punct de vedere de capacitate cognitivă. De-aia predic așa de mult, ca să aveți ce reține. 20% din foarte mult e mult. 20% din puțin e foarte, e foarte puțin. Omul care ascultă, omul care împlinește legea lui Dumnezeu, caută să o împlinească cu desăvârșire, cu sfințenie, este acela care caută să învețe legea lui Dumnezeu. Și 6, dacă ar fi să ne mai uităm la un aspect, deși ne vom uita la efectele legii, este omul care caută să laude cu inima neprihănită pe Dumnezeu. Dar asta este cumva punctul culminant. A trăi după legea lui Dumnezeu este că cu o inimă neprihănită, cu un cuget curat, îl lauzi pe Dumnezeu. Ăsta este efectul, dacă vrem să spunem așa. Apoi, psalmistul ne arată care sunt efectele sau în ce stare se află omul care caută să asculte cu desăvârșire, cu sfințenie de legea lui Dumnezeu. Și ne arată 3 efecte majore, evident că sunt mult mai multe, dar în aceste 8 versete ni se subliniază 3. În primul rând, ni se spune din nou și din nou că de un asemenea om este ferice. Ferice de cei fără prihană, ferice de cei ce păzesc. Da? Din nou și din nou ni se spune că este ferice de un asemenea om. De fapt, termenul acesta apare de 418 ori în Vechiul Testament și am putea să-l înțelegem mai bine prin cuvântul binecuvântat. Binecuvântat este omul care trăiește în acest fel. Da? Când e ferice de un om, este vorba de mai mult decât un om fericit. De exemplu, se spune, și la un moment dat chiar Iov spune despre el, că este ferice de el pentru că Dumnezeu îl disciplinează. Acum, Iov nu cred că era un om fericit în acele momente, dar este un om
de care este fericit. Este un om binecuvântat pentru că era un om considerat de Dumnezeu neprihănit. Pentru că era un om care Dumnezeu îl iubea într-un mod deosebit. Ca atare, chiar dacă sunt momente în care noi nu suntem fericiți, este posibil să fie ferice de noi. În societatea noastră și în cultura noastră, ăsta este etalonul împlinirii, este fericirea. Distracția. Să te simți bine. Dar nu înseamnă neapărat că dacă te simți bine, dacă ești fericit, între ghilimele, este ferice de tine. Ferice înseamnă a avea aprobarea lui Dumnezeu. Când se vorbește despre oameni care sunt numiți fericiți, se vorbește despre oameni de care Dumnezeu aprobă, care Dumnezeu îi iubește, care Dumnezeu îi consideră iertați, a căror vină este dată la o parte și acoperită de Dumnezeu. În al doilea rând, ferice indică faptul că omul acesta este binecuvântat de Dumnezeu. Aprobarea lui Dumnezeu atrage cu ea binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este pasiv în aprobarea lui, ci Dumnezeu revarsă binecuvântarea lui asupra acelora peste care le-a revărsat aprobarea lui. Această binecuvântare vine evident în două feluri. În primul rând, este vorba de o binecuvântare duhovnicească. Când vorbim despre binecuvântări, acestea sunt cele mai importante. Dacă n-ai sănătate, dacă n-ai binecuvântare materială, dacă n-ai tot felul de binecuvântări trupești și temporale, dar ai binecuvântarea duhovnicească care vine din a avea aprobarea, iubirea, dragostea lui Dumnezeu, ai mai mult decât suficient. Mai mult decât suficient. Ai tot ceea ce poți avea care este de valoare în universul acesta. Dar în al doilea rând, într-adevăr, Dumnezeu binecuvântă și din punct de vedere temporal. Pe oamenii care au aprobarea Lui. El este Cel care dă sănătate, El este Cel care dă vindecare, El este Cel care dă prosperitate, El este Cel care dă înțelepciune, El este Cel care până la urmă dă orice binecuvântare. Biblia ne spune că orice lucru bun vine de la Dumnezeu. Ca tare, Dumnezeu binecuvântă și în acest, și în acest fel. În primul rând duhovnicesc, dar și o binecuvântare temporală. Deci primul efect sau prima realitate a unui om care caută să păzească legea lui Dumnezeu cu sfințenie este că este ferice de el. Cea a doua implicație este faptul că atunci când cauți să păzești legea lui Dumnezeu cu desăvârșire, nu vei roși de rușine, spune psalmistul. Psalmistul spune că omul care trăiește, care caută să trăiască în acest fel, are conștiința curată. Acum, pentru unii care nu înțeleg lucrul acesta, este posibil că conștiința dumneavoastră sau conștiința mea să fie așa de afectată, așa de murdară, încât să nu mai înțelegem cât de valoroasă este o conștiință curată. Să știți că cea mai severă, cea mai dureroasă critică, cele mai urâte cuvinte care le poți auzi și cele mai apăsătoare sentimente nu sunt cele care provin din afară, de la dușmanii tăi sau de la cei care caută să-ți facă rău. Cel mai dureros lucru este să te uiți sincer pentru un moment într-o oglindă. Să-ți permiți lucrul acesta, să te vezi așa cum ești, să admiți ceea ce ești, să admiți lucrurile care le-ai făcut, să admiți pornirile care le ai, să admiți lucrurile care le iubești. Și dacă conștiința ta mai este încă activă, apăsarea care o să o simți va fi așa de profundă, mai profundă decât orice durere, orice critică, orice hulă din partea celor din afară. Beneficiul acesta este unul extraordinar de a avea o conștiință curată, de a ști că mâinile tale sunt curate, că ai acționat după legea lui Dumnezeu, că ai trăit după cuvântul lui Dumnezeu și orice ar spune Satan, orice ar spune cei din afară, orice ar spune răuvoitorii, conștiința ta este împăcată pentru că ai fost ascultător de Dumnezeu. Fraților, nu există o oglindă mai curată în care să privim decât legea lui Dumnezeu. Da, este bine să ne verificăm unii pe alții, este bine să ne verificăm în comunitatea sfinților, este bine ca să ne mustrăm, să ne încurajăm, să ne îndreptăm, dar în cele din urmă, oglinda cea mai curată în care putem să privim, să vedem starea noastră,
este cuvântul lui Dumnezeu. Când deschizi cuvântul lui Dumnezeu și lași ca sufletul tău să fie reflectat în acea oglindă, este imposibil ca conștiința ta să nu fie afectată. Și dacă conștiința ta este răscumpărată prin jertfa Domnului Iisus Hristos, vei putea sta înaintea lui Dumnezeu cu o conștiință curată. Dacă ai căutat să păzești legea lui Dumnezeu cu desăvârșire. Iar dacă n-ai căutat, sau dacă ai eșuat într-un mod poate chiar grozav, este momentul când prin această cercetare să poți ca să vii cu starea ta și cu păcatele tale la crucea Domnului Iisus Hristos. Vom vedea în cele din urmă că psalmistul de asemenea se află în această incapacitate și aceasta este o veste bună pentru noi, pentru că nici măcar el și niciun om nu poate să atingă acest standard și totuși există o speranță. 3. Al treilea efect este faptul că omul care are aprobarea lui Dumnezeu, de care este spus să fie fericit, omul care are conștiința curată, vine în închinare înaintea lui Dumnezeu. Te voi lăuda dintr-o inimă neprihănită. Pentru că aprobarea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, acceptarea lui Dumnezeu, împreună cu o conștiință curată, cu o inimă în conformitate cu legea lui Dumnezeu, produce închinare. Produce laudă. De fapt, doar dacă Dumnezeu aprobă de închinător, de persoana care aduce închinarea și de închinarea adusă, începând de la formă, de la conținut, tot. Doar atunci este primită închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu și doar atunci este benefică pentru noi. Doar atunci este profitabilă. Când noi ca și închinători și închinarea noastră este acceptată de Dumnezeu. Altfel noi putem ca să facem toate formele, putem să facem toți pașii, putem ca să facem toate ritualurile și dacă noi ca și închinători nu suntem primiți, acceptați, aprobați de Dumnezeu și dacă ceea ce aducem ca și jertfă, ca și închinare, ca și laudă nu este după voia lui Dumnezeu, închinarea noastră și lauda noastră este fără rost. Rețineți când Dumnezeu mânios pe poporul Israel, pentru că s-au fost depărtat așa de mult de el, le reproșează că degeaba fac atâtea sacrificii. Degeaba varsă atâtea sânge și este pe degeaba că s-a săturat, cred ei că el vrea grăsimea animalelor și tocmai Dumnezeu le-a poruncit să facă lucrurile acestea. De ce era degeaba? Pentru că ei nu erau acceptabili înaintea lui Dumnezeu. Pentru că starea lor nu era corectă înaintea lui Dumnezeu. Pentru că ca și popor erau răzvrătiți în fața lui Dumnezeu. Ce trist gând să vii la biserică, să mergi la biserică, duminică după duminică, să faci ritualurile acestea. Orice ritual ar fi el. Ortodox, catolic, baptist, până la urmă orice biserică are o liturghie, are o ordine, da? Să vii să o respecti, să respecti tradiția care ai învățat-o. Toate moțiunile acestea, formale, să pleci încredințat că te-ai închinat și verdictul din cer să fie degeaba. Omul care cu adevărat caută să împlinească legea lui Dumnezeu cu sfințenie, nu se închină degeaba. Nu laudă degeaba, nu-și răcește gura pe degeaba când spune acele lucruri la adresa lui Dumnezeu, ci laudă dintr-o inimă neprihănită. Pentru că poate sta înaintea lui Dumnezeu, aprobat, justificat de Dumnezeu și în același timp cu conștiința lui împăcată. Asta nu înseamnă că suntem perfecți, dar înseamnă că vedem lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră și conștiința noastră este vindecată de această realitate. Că Dumnezeu ne acceptă așa cum suntem în baza jertfei Domnului Iisus Hristos. Este această închinare care este primită înaintea lui Dumnezeu. Am putea atunci să ne închipuim care sunt efectele încălcării legii lui Dumnezeu. Dacă omul care păzește legea este fericit,
binecuvântat, omul care o încalcă și a cărui inimă nu este consacrată spre împlinirea legii lui Dumnezeu și căutarea lui, este blestemat. Dacă omul care caută pe Dumnezeu și împlinirea legii lui are o conștiință curată, omul care nu-l caută și nu împlinește legea are o conștiință apăsată, alterată. Vai cât de mulți oameni sunt chinuiți de conștiința lor. Suferă în celula, în pușcăria conștiinței lor și nu știu cum să evadeze. Nu știu că există soluție. Nu știu că există îndreptare după cuvântul lui Dumnezeu. Dacă inima omului care este neprihănit în ochii lui Dumnezeu și caută neprihănirea în viața lui este una plină de laudă, inima celui care este departe de Dumnezeu este o inimă amară. Fără bucurie, fără laudă la adresa lui Dumnezeu, fără închinare adevărată. Și apoi, efectul cel mai tragic este efectul veșnic. Dacă destinația omului care își îndreaptă viața după cuvântul lui Dumnezeu și a cărui inimă îl iubește în totalitate pe Dumnezeu este cerul, destinația veșnică a omului care se depărtează de Dumnezeu și a cărui inimă este indiferentă față de Dumnezeu este iadul. Întrebarea pentru noi în această seară este: care este starea noastră? Ce fel de oameni suntem noi? Și dacă constatăm prin cercetarea Duhului Sfânt că suntem oameni a cărui inimi sunt înclinate spre împlinirea legii lui Dumnezeu, totuși realizăm că avem o problemă. Standardul este așa de mare. Cerințele sunt așa de înalte. Că oricât ai vrea și oricât te-ai strădui, este imposibil. Psalmistul spune în versetul 8, în concluzia acestei strofe, vreau să păzesc legea ta. Vreau, îmi doresc lucrul acesta, vreau să fiu un om fericit. Dar în același timp vede că este incapabil și neputincios și spune, nu mă părăsi de tot. Asta este vestea bună. Vestea bună este că atunci când Dumnezeu vine și pune în inima ta dorința de a trăi după cuvântul Său, El este Cel care duce la bun sfârșit ceea ce a început. Vestea bună este că El este Cel care îți dă și voința și înfăptuirea. Vestea bună este că standardul perfect care tu nu-l poți atinge, El l-a atins. Și deși niciodată, prin propriile tale puteri, nu-l vei atinge, El te aprobă în baza jertfei Domnului Iisus Hristos. El te consideră fericit. El îți spală conștiința în sângele Domnului Iisus Hristos și îți dă o inimă liberă să laude. Această seară avem acest privilegiu, ca într-un mod tainic, inexplicabil, supranatural, prin aceste simboluri, totuși să intrăm într-o părtășie reală, spirituală, cu Domnul nostru Iisus Hristos prin jertfa Lui. Și dacă vrem să păzim legea lui Dumnezeu, El nu ne va părăsi. Și în această seară vrea ca să ne hrănească din trupul Său. Și să ne reamintească că El este cu noi. Și că suntem aprobați, suntem justificați, suntem binecuvântați în ochii Lui. Prin trupul și sângele Mântuitorului nostru. Amin. Amin.